Laura, cum arată sărbătorile de iarnă în familia voastră de când a apărut Mati? Păi, în primul rând, cu foarte multe jucării. Trebuie tot timpul să ne pregătim de Moș Nicolae, de Moș Crăciun, să împodobim pradul, să pregătim ghetuțele, să pregătim pradul, facem fârșecuri pentru Moș Crăciun, să-i lăsăm în ajun ca să mănânce și să ne lase cadouri. Sincer, mi se pare că de când a apărut el ne bucurăm mult mai mult de lucrurile mici, de peste care înainte cumva săream, fără să ne dăm seama cu toată agitația zilelor noastre. Ce buget aloci în general pentru cadourile de Crăciun? Sinceră să fiu, încerc pe cât posibil să aloc un buget, ca să zic așa, cât mai echilibrat, nici foarte mare, nici foarte mic, dar încerc pe cât posibil, mai ales că eu sunt și cu sustenabilitatea, să fac chestii cumva artizanale, adică făcute de noi, fie fursecuri, fie mici globulețe făcute de mână, pentru că mi se pare că au și o valoare sentimentală foarte drăguță și sunt și speciale și sunt și mai eco-friendly. Tot vorbim de modă. Băiețelul tău ține pasul cu moda sau nu investește așa în haine pe ideea că este mic, crește și atunci nu merită investiții mari? Sinceră să fiu, având și prietene care au copii mai mari, am și primit diverse donații din punctul ăsta de vedere, dar evident că deja am început să observ, ca să zic așa, păreri și gusturi la el. Trebuie să fim, suntem exact în perioada aceea, cu patru la cățelușilor, echipa nu știu care, și cumva trebuie să-i satisfac și aceste nevoi, dar încerc cumva să nu investim, adică tot așa, să fie ceva mai echilibrat. Nu aș investi în branduri, de exemplu, foarte, foarte scumpe la vârsta asta, pentru că mi se pare că investești în ceva când le porți mai mult timp și el cum crește foarte repede și de multe ori de la 3 luni la 3 luni trebuie să-i schimbăm încălțămintea sau hainele. Tu la ce vârstă ai purtat prima haină de brand și dacă ai cumpărat-o din banii tăi sau din banii părinților? Acum depinde și ce zice în brand, dar țin minte că prima dată am avut cumpărat de părinții mei o pereche de Adidas și, mă rog, pantofi sport Adidas și eram cea mai fericită, aproape că venea să dorm în ei, cred că aveam undeva pe la vreo 11 ani, am fost cel mai fericit copil de pe planetă. Și din proprii bani? Din proprii bani, undeva pe la 24 de ani, mi-am cumpărat o geantă Karl Lagerfeld pe care am găsit-o în Londra și am fost foarte mândră de mine că am putut să-mi fac acest cadou. Câți bani ai dat pe ea la vremea respectivă? La vremea respectivă cred că a fost undeva la 300 de euro, ceva de genul, și mi se părea oricum mult pentru mine, dar muncisem așa destul de mult în perioada respectivă, mă lansasem, ca să zic așa, și pe cont propriu ca antreprenor și am zis, merit, gata, e momentul. Care a fost primul tău job? Primul meu job a fost o ajutam pe mama la serviciu când eram eu în liceu. După orele de liceu mă duceam și o ajutam cu diverse acte și mai îmi dădea ea bani de buzunar. Dar primul job adevărat a fost în call center imediat după ce am terminat liceu. Și ca antreprenor, în ce domeniu activezi? Pe zona de creator de conținut și producție video. Curând am început puțin cu zona de home deco și designer de interior. Vreau să dezvolt eu așa un proiect mai special despre care sper să vă povestesc curând.